Prefectul județului Neamț, George Lazăr, a reprezentat miercuri 19 februarie la Curtea de Apel Ploiești interesele județului Neamț. Prefectul județului a fost însoțit de primarul comunei Bicaschei, Gheorghiță Oniga, și de Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Vă reamintim că, printr-o sentință din iunie 2019, Tribunalul Prahova, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal, a admis cererea de chemare în judecată formulată de municipiul Gheorgheni, având ca obiect stabilirea traseului hotarului administrativ și a fost stabilită linia de hotar dintre teritoriul administrativ al orașului Gheorgheni și teritoriul administrativ al comunei Bicaschei la kilometrul 32 al drumului național 12 Gheorgheni-Lacul Roșu. Sentința a luat în considerare o hotărâre de guvern din anul 2000 privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice, care reglementa efectiv subordonarea drumului național 12 către două regionale de drumuri și poduri, și anume regionala Iași și regionala Brașov. În respectiva hotărâre nu era vorba niciun fel despre limitele teritoriale ale celor două județe, care au fost așa și pe timpul regiunilor, când era hotar între fosta regiune Mureș Autonomă Maghiară și regiunea Bacău. Și înainte de legea din 1968, dar și după, hotarul este pe pârâul Cupaș, deasupra cheilor Bicazului. Cheile Bicazului sunt așadar în totalitate la Neamț. Practic, în 2008, cele două unități administrativ-teritoriale, Gheorgheni și Bicaschei, au ajuns la un numitor comun și la o înțelegere parafată de ambele UAT-uri și de către cei de la cadastru cu privire la grănițuirea dintre Gheorgheni și Bicaschei. După 2008, când toate lucrurile au fost în regulă și juridic și din punct de vedere legal și din punct de vedere al celor de la cadastru, pe o lucrare cadastrală comandată tocmai de gheorghieni. Deci lucrarea a fost comandată de ei, plătită de ei, semnată de ei. Ulterior, procesul verbal au achesat ambele părți. UAT Gheorgheni își dă seama după 2008, după încheierea acestui proces verbal, la câțiva ani, că nu mai corespunde din punctul lor de vedere cu realitatea. Și atunci au solicitat instanțe judecată să constate nulitatea acestui proces verbal, care practic definea juridic și legal granița dintre cele două unități administrative teritoriale și practic limita de județ. Împotriva acestei sentințe au declarat recurs instituția prefectului județului Neamț, comuna Bicaschei, Consiliul Județean Neamț și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț. În procesul de miercuri, la care s-a prezentat pentru prima dată un prefect al județului Neamț, s-a stabilit un nou termen pentru data de 27 februarie. Prefectul Lazăr a decis să participe la toate termenele acestui proces, în scopul asigurării unei apărări calificate pentru a susține juridic interesele județului Neamț. Încrederea mea, fără a face un pronostic neapărat juridic cu privire la soluția pe care se va pronunța în apel, părerea mea, ca jurist, ca avocat de profesie, este că în mod normal, din punct de vedere legal, județul Neamț ar trebui în faza de apel să câștige.